O femeie de 40 de ani și un bărbat de 68 de ani, ambii din municipiul Motru, dar și o altă femeie de 48 de ani din județul Dolj, au fost conduși la IPJ Gorj pentru audieri. Din locuințele persoanelor în cauză au fost ridicate 8 kg de tutun mărunțit, 6.000 de tuburi, 300 de țigarete și 5 dispozitive folosite la confecționarea țigărilor. Polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au desfășurat în această dimineață trei percheziții domiciliare, două pe raza municipiului Motru și una în județul Mehedinți. Aceștia au efectuat percheziții la persoane bănuite de săvârșirea unor activități ilegale cu țigări. În cauză continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de deținere în afara antrepozitului fiscal pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării fără a fi marcate peste limita a 10.000 de țigarete sau 1 kilogram de tutun mărunțit.